Peste 150 de medici suceveni au dat cu subsemnatul. Aceștia au fost obligați să restituie contravaloarea unor rețete sau unor servicii medicale care au fost acordate în mod ilegal pacienților pe care i-au tratat. Sancțiunile au fost aplicate de Casa de Asigurări de Sănătate Suceava în urma unor controle ample derulate în cursul lunii octombrie. Inspectorii serviciului control au verificat, pe de-o parte, modul în care medicii de familie, dar și medicii specialiști aflați în contract cu CASE, au prescris anul trecut medicamentele pentru bolnavi cu statut de persoană cu handicap. De asemenea, au fost verificați și medicii specialiști din ambulatorul de specialitate care, în 2012, au acordat servicii pacienților care figurau ca internați în ultima lor zi de spitalizare. 18 farmacii au avut de dat explicații în legătură cu diverse sume de bani ce reprezintă contravaloarea rețetelor eliberate de acestea, pentru care au preluat eronat în sistemul informatic date înscrise de medicii prescriptori pe rețete. Suma imputată farmaciilor este de aproximativ 3600 de lei.